Tare ce s-a... Bă, dacă ăștia au reușit 7 zile fără mâncare, înseamnă că poți și tu, mă. Mădălina este în legătură directă cu noi. Hai să vedem încotro ne ducem, stând 24 de ore din 24 cu aceeași persoană în casă. Bună dimineața, Mădălina! Neața, Dani, neața tuturor. Practic, cei care sunt singuri și ar dori să fie izolați cu cineva, iar cei care au deja un partener de viață se gândesc cum să facă în așa fel încât relația lor să reziste în această perioadă. Alături de mine este psihoterapeutul Gaspar Gheorg. Bună dimineața! Bună dimineața! Pare că trebuie să ne găsim așa un echilibru, să n-ajungem nici la divorț și să transformăm perioada aceasta așa într-o lună de miere, dacă se poate. Cred că e foarte important, într-adevăr, în această perioadă să ne reorganizăm un pic modul de relaționare și probabil că nu vom ajunge într-o lună de miere, însă eu încurajez cuplurile să încheie un armistițiu, să stabilească că timp de 3, 4, 5, 6 săptămâni, atâta vreme cât suntem în izolare, vor încerca să relaționeze altfel unul față de celălalt decât o făceau de obicei. Și aici e nevoie de foarte, foarte multă organizare. Nu mai avem acel lux de a ieși din casă în momentul în care ne certam și să căutăm să ne relaxăm în altă parte, așa că cumva suntem nevoiți 24 din 24 să petrecem timp împreună și pentru asta avem nevoie de rutine. Avem nevoie să știm foarte clar cine ce face, când face, cine ce nevoie are, când are nevoie de timp pentru sine, pentru a putea într-adevăr să nu transformăm această perioadă de carantină într-o criză psihologică și emoțională. Și ce mi-arată mie experiența de terapeut este că acei parteneri care sunt dispuși să se flexibilizeze puțin, să mai lase de la ei, să facă mai des compromisuri decât de obicei, acei parteneri spun că da, pot gestiona lucrurile mai bine decât aceia care se încăpățânează ca lucrurile să fie fix așa cum își doresc ei. Ideea este că ne petrecem 24 de ore din 7 împreună. Ideal ar fi să nu stăm toată ziua în pijamale, nu? Să ne vedem partenerul de viață tot timpul, la fel. Sigur, recomandarea e ca în fiecare dimineață să începem ziua cu un exercițiu de respirație, despre care știm că ne liniștește sistemul nervos și ne poate ajuta să relaționăm mult mai bine cu cei din jur. După ce ne-am deschis ochii, să nu punem mâna pe telefon, ci dacă se poate să ne atingem partenerul, să ne asigurăm că toată lumea este în regulă. Și după aceea să începem să facem o serie de lucruri pentru starea noastră de bine, de la micul dejun, la dușul de dimineață și neapărat să renunțăm la pijamale, mai ales dacă suntem în acele zile în care pe rând avem de jonglat cu diferite roluri, pentru că în prezent suntem în cele 24 din 24 pe rând părinți, parteneri, angajați, oameni care gătesc în bucătărie, oameni care fac curat în casă și cumva avem nevoie să ne adaptăm cât mai repede. Cred că aceia dintre noi care reușesc să se adapteze, nu neapărat să poarte conversații interminabile despre cine are dreptate și cine nu, ci aceia dintre noi care se mobilizează și fac câte ceva pentru starea de bine a întregii familii, vor reuși să iasă din această carantină cu mintea mult mai proaspătă și mult mai întreagă decât aceia dintre noi care se ceartă în mod constant. Certurile pot fi utile atâta vreme cât le facem cu cap. Și în ultima perioadă îi încurajez pe oameni să recunoască că de fapt nimeni nu are dreptate 100%. Fiecare dintre noi are o perspectivă biasată, fiecare dintre noi greșește, fiecare dintre noi vede doar o parte din adevăr, mai ales atunci când emoțiile noastre sunt foarte crescute. Iar frica și anxietatea sunt emoții foarte active și prezente în viața noastră. Doar că până acum ne petreceam cam jumătate din zi la serviciu, mai ieșeam în oraș, ne vedeam familia. Acum avem totuși nevoie și de momentul nostru de intimitate, să fim doar noi cu noi, chiar dacă stăm în aceeași casă cu cineva. Exact, cred că fiecare persoană are nevoie de niște granițe psihologice, fiecare persoană are nevoie să-și traseze un teritoriu psihologic în care să se simtă în siguranță. Și pentru unii adulți, mai ales pentru aceia care au copii, această zonă de siguranță ar putea să fie cada în momentul în care fac o baie sau să iasă pe balcon, sau de exemplu unii dintre pacienții cu care eu lucrez acum și toate terapiile sunt online, îmi spun că vor cobori în mașină pentru că abia acolo au acel spațiu necesar în care să poată să vorbească preț de 30-40 de minute fără să fie deranjați. Însă, într-adevăr, fiecare dintre noi va trebui să-și găsească un astfel de loc de siguranță. Mulțumim foarte mult, Gaspar, pentru sfaturi. Răzvan, Dani, ne întoarcem la voi. Mulțumim, Mădălina, dacă ne-a adus propolis de la ultimul live. Adune și o hârtie în alb. Nu știi niciodată când îți folosești acasă. Pentru? Am spart ieri seara o cană, dar absolut din greșeală. Mi-a scăpat cuțitul când vreau să spăl.